Protest spontan aseară pe o șosea foarte circulată din capitală în urma unui accident de circulație. Câteva persoane s-au plimbat mai bine de 2 ore neîncetat pe o trecere de pietoni. Oamenii sunt nemulțumiți că primăria de sector și cea generală nu le iau în considerare cererile. Vor ca trecerea de pietoni să fie semaforizată sau mai bine semnalizată, astfel încât să nu le mai fie teamă să traverseze strada. Ieri, un copil a fost lovit mortal pe zebră de un șofer grăbit. Medicii nu au mai putut să-l salveze, deși i-au aplicat mai bine de 1 oră manevre de resuscitare. Din cauza protestului, traficul a fost complet blocat pe ambele